Mulțumesc. Unde lucrez cu adulți și cu adolescenți. Este adevărat, în ultima perioadă, cu din ce în ce mai mulți adolescenți, deci această categorie de vârstă are, se pare, în ultima perioadă, din ce în ce mai multă nevoie de psihoterapie, adolescenții și copiii. Am, prin urmare, în comun cu Ioana Scoruș, Urbea Ploieștilor, suntem ploieștenci amândouă, și avem de asemenea în comun parte din zona aceasta profesională. Și spun parte din zona profesională, pentru că atunci când vine vorba despre psihoterapia adolescenților, despre psihoterapia copiilor, Ioana Scoruș este specialista și ei i-aș trimite în cabinet oricând în terapie un copil de orice vârstă și cu orice problematică. Ioana Scoruș este psihoterapeut în psihoterapie psihanalitică și are o îndelungată experiență de lucru cu aceste categorii de vârstă, cu adolescenții și cu copiii. Experiență de lucru care, iată, s-a transpus în această carte, ultima dintre cărțile sale de altfel. Nu copilul este de vină pentru o contraetică a părintelui care știe tot. Și vă dezvălui faptul că, de fapt, cartea ei a fost lansată în toamna anului trecut la Târgul de Carte Gaudeam, unde i-a avut ca vorbitor pe distinși domnii Gabriel Liceanu și domnul Doru Căstăian. Și eu știu că puteți să urmăriți înregistrarea pe site-ul editurii Humanitas, nu? Și chiar vă recomand să-l auziți pe pagina de Facebook, da? Și vă recomand să vizionați și respectiva înregistrare, să-l auziți și pe domnul Gabriel Liceanu vorbind despre cartea Ioanei Scoruș. Acum, ca să înțelegeți și de ce emoțiile mele sunt atât de mari în seara aceasta, o să vă spun o mică poveste, așa. Însă, înainte de asta, mi-am notat eu aici, mi-am făcut temele și o să dau Ioana Scoruș un citat din cartea ta. Este, de fapt, avertismentul pe care tu îl formulezi acolo, care sună cam așa. Aceasta este o carte crudă care va spune lucrurilor pe nume. Este undeva pe la pagina 11, o să regăsiți avertismentul pe care Ioana îl face și mă mai duc la un citat pe care îl găsiți pe la pagina 58, deci m-am documentat. Și sună așa. Căci sursa nemulțumirilor nu în copil rezidă, ci în părinte. Copilul nu este altceva decât cel mai la îndemână ecran de proiecție a tuturor neajunsurilor părintelui cu privire la sine. Iar a aduce copilul la terapie este o încercare a părintelui de a se vindeca prin intermediar. Și povestea este următoarea. Cu mulți ani în urmă, Ioana Scoruș, o tânără mamă, ca multe cele care îți solicită terapie pentru copiilor, ca multe cele care ți-au solicitat terapie pentru copiilor și tu ai dat în cartea ta o mulțime de exemple, a venit de asemenea la tine la cabinet și noi spunem așa de multe ori, copilul este simptomul părintelui. Da? Și această tânără mamă a venit la tine la cabinet prezentându-ți propriul simptom, nu? Să-l tratezi, adică ți-a adus la terapie copilul. După, nu știu, 3 ședințe cu copilul, cam așa se uzitează, nu? 3 ședințe interviu, ca să ne putem face o părere
despre persoana pe care o avem în față, nu? Au fost 3 ședințe cu respectivul copil, la finalul lor ai chemat-o pe mamă și i-ai spus cam așa. Cu orice copil este ceva de lucru și orice copil poate beneficia de o terapie. Însă eu cred că dumneavoastră aveți nevoie de psihoterapie și dumneavoastră mai aveți de rezolvat niște probleme. Dacă dumneavoastră vă rezolvați problemele și lucrați asupra lor, de acest lucru va beneficia cu certitudine și copilul dumneavoastră. Prin urmare, Ioana Scoru și am rămas împreună pentru că acea mamă erai tu. Pentru că acea mamă eram eu și am făcut, iată, și eu ce face orice părinte, nu? Aveam niște dificultăți cu propriul copil și l-am dus la terapeut. Prin urmare, am rămas într-o psihanaliză cu Ioana Scoruș pentru următorii 5 ani. 5 ani au fost, cu mai multe ședințe pe săptămână. Ce vreau să subliniez cu povestioara aceasta sunt de fapt două lucruri. Primul este acela că suntem cu toții imperfecți. Suntem imperfecți în viețile noastre personale, suntem imperfecți în viețile noastre profesionale și suntem imperfecți, Ioana Scoruș, de multe ori, în relația cu pacienții noștri, suntem imperfecți în cabinet, deși de la fel de multe ori suntem și foarte idealizați. Suntem văzuți, noi terapeuții, ca fiind, știu și eu, a toate știutori, nu? Omniștienți, le știm pe toate, ne uităm la persoana din fața noastră și știm dintr-o dată totul despre ea. Suntem de asemenea văzuți ca fiind omnipotenți, nu? Putem orice, putem să rezolvăm, să tratăm absolut orice și pe oricine. Mai vreau să spun un lucru cu acest fapt și de fapt să încurajez pe oricine care seara aceasta ar vrea să, știu și eu, să formuleze o idee, să își exprime o opinie sau să adreseze o întrebare, să o facă cu toată libertatea. Nu cred că, nu știu, aici, printre noi, este cineva perfect. Și mai vreau să mai subliniez un lucru cu dezvăluirea pe care am făcut-o. Și anume, știu și eu, nu știu, poate citind cartea Ioanei Scoruș, vă veți gândi că sunt acolo, în interiorul cărții, niște teorii. Sunt într-adevăr, este cartea Ioanei Scoruș, se referă și la partea teoretică, nu? Tu, Ioana, descrii parte din teoriile psihanalitice, deci este și o carte despre teorie, nu? Despre teoria psihanalitică, așa cum o vedem noi terapeuții care suntem formați în psihanaliză. Însă, dincolo de teorie, este o carte care a fost scrisă ca urmare a practicii de cabinet. Este o carte scrisă ca urmare a experienței pe care Ioana Scoruș o are cu lucrul cu adolescenții, cu copiii și cu părinții lor. Exact. De altfel, teoria psihanalitică cam așa a apărut, a plecat mai întâi de la practică și apoi a urmat formularea unei teorii. Însă, dincolo de a fi o carte despre teorie și despre practică de cabinet, aș vrea să vă gândiți la faptul că este o carte care ne arată sau vă poate arăta cum pot fi schimbate destine,
Nu? Până la urmă, cine alege să se supună unei psihanalize, și așa și formulez Ioana Scoruș, a te supune unei psihanalize, cine alege să se supună unei psihanalize, va avea la un moment dat un alt curs al vieții. Viața lui va decurge cu totul diferit. Deci este mai mult decât o carte despre teorie, o carte despre experiență de cabinet. Aș spune că este o carte despre cum poate fi modificat un destin. Și am spus că povestea mea personală este poate cel mai bun exemplu, un exemplu direct, nu? Pe viu, despre modificarea unui destin. Pentru că dacă n-aș fi rămas la Ioana Scoruș, la momentul respectiv, întregul curs al existenței mele ar fi fost, desigur, cu totul altul. Și am convingerea că, mă rog, n-ar fi fost de bine. Nu vei ști niciodată. Eu m-am pregătit în seara aceasta să-i adresez Ioanei Scoruș câteva întrebări din punctul de vedere nu al specialistului, ci din punctul de vedere al iacătă, al părintelui care a fost la un moment dat într-o astfel de situație. Și poate la momentul respectiv, nu știu, aș fi avut nevoie să mi se lămurească în plus niște lucruri. Aș propune până la întrebări să le lăsăm pe Doru să-și spună ce are de spus. Da. Am și eu un căpă. Așteptam să Da, e ok. Bun. Ascultându-te, Roxana, și plecând și de la discuțiile pe care le-am avut înainte să începem efectiv lansarea, încercam să-mi definez cumva locul în cadrul discuției. Bun, am stabilit că nu pot pretinde că sunt perfect, deși mă gândeam că îmi pare bun rău. Deși așa credeam. Da, întrucâtva poziționarea mea e undeva la întretăierea multe drumuri, pentru că e adevărat, psihoterapeut nu sunt, dar în rest, deși cine știe dacă o să merg la Ioana, constat că poate deveni o tradiție, nu? Să urmez și calea asta. Sunt în schimb părinte. Eu însumi sunt profesor, sunt un om care, într-un fel sau altul, în diferite modalități, am tot interacționat cu copiii de-a lungul vieții mele. De 20 de ani sunt profesor. Și vă mărturisesc că sunt mult mai nedumerit acum decât eram la început. De regulă și îndeopște lumea crede că te clarifici pe măsură ce faci un lucru. Din potrivă, la mine și cred că la mulți alți profesori lucrurile au funcționat exact invers. În momentul în care intri în educație, îți imaginezi că e foarte simplu, nu? De greu poate să fie să iei niște copii, să le arăți ce e bine, ce nu e bine, ce se poate, ce nu se poate, îi mai moralizezi puțin, le mai spui ce să citească și s-a rezolvat. Azi îmi dau seama că lucrurile sunt evident mult mai complexe decât atât. Ele au fost făcute complexe și de o serie de factori pe care nimeni nu putea să-i anticipeze, cred, acum 20 de ani, când am început cariera asta. Unii dintre ei țin de mersul lucrurilor și al umanității în ansamblu. Mă refer la transformările tehnologice pe care abia începem să le înțelegem. Mă refer la impactul teribil al tehnologiei. Mă refer la schimbările societale din România, pur și simplu. Mă refer la valul nesfârșit de pseudoreforme care a trecut ca gâsca prin apă pe deasupra sistemului educațional. Mă gândesc la pandemia care ne-a afectat în numeroase feluri, din păcate mai puțin în felurile în care ar fi trebuit să ne afecteze. Știți, e o vorbă între noi, între profesori, care spune că pandemia a accelerat peste tot ritmul digitalizării, dar România a trecut cu bine și peste asta.
În schimb, și vă rog să mă credeți că așa este în multe direcții, tehnologia aceea pe care am folosit-o în pandemie ca să comunicăm, e acum închisă în diverse dulapuri, dar să știți că fișele de inventar sunt bine. Totul e ok, corespunde plusul cu plusul, minusul cu minusul. Cred că o carte cum e cartea Ioanei era mai mult decât necesară. În primul rând pentru că acoperă cumva o breșă în discuția asta publică despre educație, care se poartă ba mai isteric, ba mai urechist, ba mai amatoristic, ba mai profesionist câteodată. Lipsea o perspectivă care să vină din zona psihiatrică. Eu cel puțin nu cunosc altă intervenție substanțială în spațiu public din direcția asta. Și spun că era absolut necesară pentru că pandemia și nu doar ea ne-a adus foarte multă fragilitate sufletească, intelectuală și chiar psihiatrică, n-o să mă feresc de cuvânt. De fapt, valul, tsunamiul ăsta digital care a trecut peste noi a produs efecte pe care sistemele și statele mai responsabile încearcă încă să le înțeleagă. A produs întârzieri în învățare în multe zone, a produs sigur și multe efecte bune, un grad mai mare de integrare a soluțiilor pentru învățare. Școli sau organizații care au devenit mai puternice pentru că au învățat să depășească genul ăsta de probleme, dar au adus și foarte multă fragilitate, foarte multă în zona asta psihică, psihiatrică și nu doar la elevi. Știu că grija noastră se îndreaptă în primul rând spre ei, însă cu toții am resimțit mai mult sau mai puțin problema aceasta. Și de-aia spun că abordarea Ioanei venind dinspre zona psihoterapiei era un început de discuție, din punctul meu de vedere, necesar și așteptat. Spun un început de discuție pentru că sper din suflet ca discuția să nu se oprească aici, ci cumva firul ăsta, filonul ăsta pe care tu l-ai început, să prindă substanță și să se discute mai mult și să se creeze, de ce nu, și tot soiul de strategii și de soluții pentru problemele astea. Aș putea să vă vorbesc foarte mult. Experiența mea deja consistentă, zic, nu? De două decenii de profesor și diriginte mi-a adus foarte multe sau m-a adus în foarte multe situații pentru care nici eu și nici mulți alții dintre profesorii României nu erau pregătiți în niciun fel. Cum interacționezi cu un copil cu o problemă psihiatrică, ce îl îndemn să facă, ce faci cu un copil care vine la tine și spune uitați, am problema asta, aș vrea să văd un psihiatru, dar familia mea se opune. Ce faci în momentul în care ai copii cu diagnostice care nu sunt la familie, trăiesc pe cont propriu și nimeni nu are, de exemplu, grijă ca ei să-și ia medicația la timp sau să urmeze un program de psihoterapie. Ce faci cu un copil care îți trimite un mesaj în miezul nopții și spune m-am săturat, vreau să termin cu toate, mulțumesc pentru tot, de exemplu. Nu sunt chestii inventate din pix. Sunt lucruri pe care cred că majoritatea profesorilor din România le-au trăit la un moment dat într-un fel sau alt. Și tocmai de aceea cred că discuția asta trebuia să înceapă cumva. Iar ceea ce a scris Ioana și apariția cărții la Humanitas, eu cred că e un foarte bun început de discuție. Nu trebuie să fim de acord cu absolut tot ce scrie Ioana. De altfel, ăsta e un mod foarte bun de a omorâ o discuție, a fi de acord cu autorul, a-l felicita și a trece mai departe. Eu nu aș vrea să văd alăturându-se tot mai multe voci competente discuții astea, poate și din alte direcții ale psihoterapiei, nu doar dinspre psihanaliză. De ce nu să se alăture și filozofii mai consistent acestei discuții,
specialiști în educație care, să știți că sunt puțini în ciuda aparențelor, cei care își merită cu adevărat numele, și încetul cu încetul zarva să devină o discuție mult mai articulată. Pentru că mi s-a atribuit, nu, cumva și rolul de moderator al discuției și cel mai greu lucru este să mă moderez pe mine, pentru că atunci când vine vorba de educație mă aprind destul de ușor și mă sufocă. Și ai vorbit singur, Dor, așa da. Îți place că ai vorbit singur. Sigur, păi nu, asta e boală la profesori. Să știți, chiar sunt studii care arată că profesorii vorbesc extrem de mult. Așa că eu nu sunt o excepție, așa facem, nu contează ce reține copilul, important e că noi zicem. Dar zic să lăsăm și autoarea, nu? Să vorbească. Și Ioana, pentru că eu am, pot începe focul încrucișat de întrebări, da? Te-aș ruga pentru început să ne spui în câteva cuvinte, nu știu, să esențializezi, cum spunem noi în educație, să ne spui într-un paragraf, două, care crezi tu că e mesajul cel mai important, cumva, al cărții tale? Sau dacă ar fi să alegi, nu știu, să spunem, trei idei fundamentale ale cărții, care ar fi ale? Bună seara! Aș pleca de la faptul că, sigur, fiind natura meseriei mele. E ok? Se aude? Aș pleca de la faptul că noi ca părinți nu știm nimic despre faptul că psihicul nostru, fără de care, dacă el nu este în echilibru, nimic nu este posibil. Cea mai consistentă parte a lui este această parte a inconștientului. Noi cu toții avem impresia că ne cunoaștem foarte bine și pe noi, și pe copiii noștri, și pe prieteni, și așa mai departe. Și nu știm că este mai degrabă o iluzie această credință a noastră că ne cunoaștem. Pentru că esențialul, de fapt, nostru este în inconștient. Și aș spune că această carte spune în primul rând că nu perspectiva din care se adresează este cea a inconștientului, acea anume zace, să spunem, în această structură, care este universală și despre care, care nu reverberează în noi să se facă în vreun fel resimțită, și că ea este răspunzătoare de toate problemele personale, cu copii, când nu ne mai înțelegem cu ei, când constatăm că educația pe care încercăm să-l o dăm uneori se lovește de nimic sau, din contră, se transformă la 180 de grade și nu mai înțelegem nimic. Deci asta este perspectiva din care este scrisă cartea și sper să ajungă la cine va citi cartea așa cum trebuie, pentru că nu știu foarte bine cum este în alte părți, dar la noi există o mare rezistență față de ideea de inconștient. E o mare rană narcisică a noastră, a românilor, să ni se spună că noi nu ne cunoaștem nici pe noi suficient de bine, nici pe copiii noștri. Sigur, ne revoltăm și spunem cum, eu nu mă cunosc pe mine? Da. Așa că este o primă idee care sper să nu trezească acel disconfort care să-l facă pe cititor să împingă cartea mai departe. Doru, tu spuneai de trei idei. Eu nu aș merge neapărat pe ideea de idei, pentru că modul în care am construit cartea vrea mai degrabă să arate că dacă copilul nostru are o problemă, ea vine din locuri diferite. O parte suntem noi ca părinți cu problematicile noastre, în primul rând partea noastră inconștientă, iar cealaltă parte a cărții
dau vina pe societate, ca să spun așa. Și dacă vorbim de idei, să spunem că astea ar fi cele două mari idei. Da? Societatea în inconștiența ei, să spunem, și inconștiența noastră. Și la intersecția acestor lucruri se află bietul nostru copil, pe care îl ducem la reparat, la psihoterapeut, dacă îl ducem, și considerăm că el este un obiect, nu asupra căruia un specialist să se aplece și să-l facă așa cum ni-l dorim noi. Ceea ce, desigur, nu e posibil. Pentru că noi, nu-i așa, știm exact cum trebuie să fie și modelul nostru nu e, neapărat chestionabil, nu? Adică, repară-mi-l. Acum... Absolut, da. Acum să fim noi sănătoși, de câte ori am întâlnit părinți care veneau și spuneau stați dumneavoastră cu el, că sigur, de vorbă cu el, că sigur o rezolvați. Pe dumneavoastră vă ascultă, pe mine nu. Nu e atât de simplu. Ioana, nu știu, uite, mă gândeam la niște noțiuni pe care tu, despre care tu ai vorbit în carte și pentru că ai punctat și ai început discuția și ai vorbit despre inconștient, care până la urmă este zona către care noi, cei care suntem de formație psihanalică, privim cu preponderență. Și poate că este o întrebare și, nu știu, pentru cei din public. Mă gândesc la noțiunea aceasta de mandat inconștient, folosești tu acest termen, și de asemenea de mandat transgenerațional. Și mă gândesc că suntem pe un pic de trend în momentul de față în care se vorbește foarte mult despre transgenerațional și despre felul în care, știu și eu, ajung la noi în prezent niște problematici care au niște rădăcini undeva într-un trecut foarte îndepărtat. Nu vorbim foarte mult astăzi despre transgenerațional și despre strămoși și te-aș ruga să lămurești un pic această chestiune, această noțiune de mandat inconștient și mandat transgenerațional pe care părintele îl dă copilului. Sigur, noi numim mandat transgenerațional toată acea încărcătură inconștientă care pleacă de la părinte și ajunge la copil prin simpla prezență, nu în casă, a celor două generații, cu atât mai mult dacă sunt trei, poate fi, pot fi și bunicii în casă. Este o transmitere totalmente inconștientă care conține, nu știu, de la traumele noastre, eventual despre care nu știm nimic, până la dorințele noastre, deci nu mă refer, repet, la ceea ce este rostit ca dorință, ci la dorințe inconștiente. Și până la urmă, fiind o transmitere inconștientă, nu știm ce dăm mai departe. Dăm repetiții de destin, orice. Cum se transmite? Aici știința o să sară în sus, pentru că s-ar putea să spună câtă vreme nu putem demonstra riguros, nu, cu instrumentele științei de astăzi, că lucrul ăsta se întâmplă, e posibil să fie foarte relativ, nu, ce susținem noi psihanaliștii. Eu aș spune că nu este nimic relativ câtă vreme, măcar, nu știu, noi ca mame avem această experiență a creșterii copilului nostru, care... pe care, foarte micuț fiind, deci până să ajungă la perioada orală, să știe să folosească cuvintele, să știe să ne spună ce-l supără, ce-l doare și așa mai departe, în experiența fiecărei mame există această perioadă primară, 0-6 luni, 0-8 luni, când doar privindu-ne copilul știm totul despre el. Și ceea ce știm este adevărat. Noi știm că nu ne înșelăm,
se dezvoltă acest limbaj unic pentru fiecare cuplu mamă-copil, și astfel putem avea intervențiile potrivite. Și de unde știm că sunt potrivite? Pentru că copilul pur și simplu, din faptul că, nu știu, țipa, urla, scâncea, ceva îl deranja, neputând să enunțe ce, noi rezolvăm ca mame acea problemă. Știm precis ce ne transmite. Cum a făcut asta copilul nostru? Că nu a vorbit cu noi, nu? Este o transmitere inconștientă, o proiecție a problematicii lui, pe care nu știe să o numească, în mintea noastră, care elaborează semnalul și prin empatie și prin capacitatea de a primi proiecția copilului, noi înțelegem ceea ce ne spune. Lucrul ăsta se întâmplă cu noi toți în relațiile pe care le avem cu ceilalți, numai că nu știm că folosim în mod inconștient aceste mecanisme, mă rog, psihicul nostru le folosește. Bine, aș spune că știința are temeiuri și să sară și să nu sară, pentru că intuițiile freudiene inițiale privind, mă rog, zonele și palierele inconștientului au avut tot soiul de revizuiri de-a lungul timpului, inclusiv în cadrul istoriei psihanalizei. Ideea de inconștient nu mai are, cel puțin din punctul meu de vedere, neapărat aura aceea mistică și enigmatică pe care o avea în freudism. Azi există contribuții venind inclusiv din zona neuroștiințelor. Pomenesc un singur nume, Eric Kandel, de exemplu, care e laureat Nobel pentru medicină și fiziologie, specialist în neuroștiințe, care scrie pe larg despre ce rezistă din psihanaliză, hai să spunem, abordării neuroștiințifice, ce rezistă mai puțin. Trebuie spus și asta, că nu vorbim de neapărat de o ortodoxie sau de o formă de credință quasi-religioasă în fenomenul psihanalitic, ci vorbim despre o tradiție intelectuală care, ca orice tradiție intelectuală, a mai pierdut idei și concepte pe drum. Au rămas cele care au rezistat mai mult sau mai puțin. Nu mai este echivalentul lui Freud. Evident. De-aia am și spus că nu știu dacă e cazul să sărim așa de 2 metri, dar aducând acum... Nici perfect nu sunt, mamă nu sunt, deci nu pot veni cu perspectiva asta a mamei. Eu cred că poți veni, Doru, pentru că cu siguranță în experiența ta cu copiii la școală, ca să nu mai spun experiența cu propriul copil, doar uitându-te așa la copilul tău și știi precis ce este în mintea lui, da? Da, și nu, da, și nu-mi place întotdeauna. Da. Da, nu știu ce să răspund la asta. Presupun că da, pot avea funcții materne. Funcționare, sigur. Funcționare. Bine, glumesc un pic. Voiam să spun că și din perspectiva, hai să spunem, științelor educației, psihologiei cognitive, a psihologiei învățării, astăzi ideea de transmitere inconștientă și de procesare inconștientă sau semiconștientă a informației e o parte, hai să spunem, de obicei acceptată și cu care noi lucrăm. Dincolo de dorințe, dincolo de modele transgeneraționale, e o banalitate să constați că foarte multe din conceptele noastre operatorii, că foarte mult din activitatea minții noastre nu este conștientă. Dintr-un motiv, până la urmă, simplu, neuroștiințific vorbind. Procesarea conștientă este extrem de costisitoare din punct de vedere neuronal și metabolic. Este mănâncă resurse, timp, este o formă de procesare lentă și, în general, este tipul ăla de... hai să spunem, fiță cognitivă pe care ți-o permiți sau la care faci apel doar când e nevoie. Și există într-adevăr, vin și eu cu perspectiva profesorului, există o povară inconștientă pe care o ducem în fiecare sală de clasă. Ea nici măcar nu se manifestă doar la nivelul indivizilor, ci inclusiv la nivelul organizațiilor, sunt de exemplu lucruri care se fac într-un anume fel, încât
tu nici măcar nu mai ești conștient că angajat acolo, că funcționezi în baza unui tipar, că duci mai departe un mod de practică asupra căruia n-ai reflectat niciodată, pur și simplu așa se face, așa am preluat eu de la patriarhii și matriarhele locului. Și asta are efecte cât se poate de concrete asupra, asupra copiilor. Da. O mamă, tată. Da. Da, și asta e o observație interesantă, pentru că profesorul e o obsesie cu familia. Să fim o mare familie, să fim o... și nu cred că e cea mai bună idee. Pentru că într-o familie există și o cutie neagră, așa, care, de care e bine să fim ceva mai conștienți, nu? Apropo de asta. Tudoru, ai pronunțat mai devreme un cuvânt foarte important pe care l-a adus în discuție și Ioana, și anume dorință. Și cred că în ceea ce privește copiii, aș pune alături de dorință și celălalt cuvânt foarte important, și anume nevoie. Și cred că în creșterea și în educarea copiilor, distinția aceasta este foarte importantă. Nu știu, mă gândesc dacă poate cineva din public are vreo idee de ce este importantă distinția aceasta dintre nevoi și dorințe și ce putem să punem, spre exemplu, în categoria dorințelor și ce putem să punem în categoria nevoilor. Sau o lăsăm pe Ioana Scoruș să... Avem o dorință. Avem, sau pe Doru. Avem o dorință și în același timp o nevoie să intrați în dialog cu noi. Eu unul, să știți că nu prea mai funcționez ex catedra, așa, oricât de profesor aș fi, sunt obișnuit să dialoghez cu elevii, să polemizăm, să mă cert, cum îmi place mie să spun. Așa că vă rog să participați. Să dau așa, nu știu, un punct de pornire, dacă spun corect, Ioana... nevoile se satisfac, dorințele se mai și frustrează, nu? Păi aș spune așa că, în primul rând, nevoile, nu? Că plecăm de la copilul mic. Există nevoile de bază, de îngrijire, nu? Biologică a corpului copilului. Frigul, foamea, setea, așa, și există nevoile psihologice, interacțiunea cu mintea mamei, despre care vorbeam mai devreme, și care, dacă nu sunt satisfăcute, întâmpinate corespunzător, iese un mare dezastru. Din nefericire, nu toate mamele au această capacitate de funcționare primară foarte bine dezvoltată. Cumva ele sunt absente din mental, sigur, din relația cu copilul, iar această absență, în ciuda unor bune îngrijiri biologice, lasă în urmă nenorociri mai mici sau mai mari. O bună funcționare maternă la nivel de nevoi psihologice înseamnă, înainte de toate, o mamă care deține o bună capacitate de separare mentală de copilul ei. Adică să își resimtă copilul ca fiind o persoană separată, diferită de ea, un alt cineva, în primul rând. O mamă capabilă de a-și visa copilul, de a-și gândi copilul, de a sta în reverie, de a-l ține în mintea ei. Toate aceste mișcări mentale construiesc relația mentală cu copilul. Nu mai trebuie demonstrat astăzi, nu? Că există cel puțin 100 de cazuri documentate de copii foarte mici care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns să fie crescuți, o să spun, de animale în pădure. Acei copii recuperați apoi din sălbăticie se dezvoltaseră, erau hrăniți, se descurcau, dar nu aveau o minte structurată ca un om.
nici nu au putut fi recuperați vreodată din sălbătician care crescuseră. Prin urmare, doar a da niște îngrijiri biologice nu este suficient ca să devenim oameni. La fel cum se capătă o minte, nu, care survine din tot ceea ce mama oferă în primele luni de viață și apoi, evident, și tatăl, așa cum o minte crește, așa se și poate destructura. Și apropo de exemplul de mai devreme cu copiii, se știe, nu? Toată lumea cred că știe acel exemplu de un copil crescut de lupi în pădure, adus, nu mai țin minte, și pe la 7-8 ani, din nou, nu a putut învăța altceva decât să folosească tacâmurile, să se îmbrace și să-și facă nevoile la toaletă. Nu a mai putut comunica niciodată în niciun fel de limbaj. Diferența între deci acestea sunt nevoile biologice, psihologice, obligatoriu de satisfăcut suficient de bine ca să putem crește un copil echilibrat și sănătos. Și apoi mai sunt dorințele, și nu mă refer, nu o să mă refer aici la dorința copilului care vine de la școală și spune: mama, vreau și eu o pereche de Adidas, de nu știu ce brand. O să mă refer la dorința generică care survine din acest ceea ce Doru, iarăși o să se supere pe Freud, dar el a spus lucrul ăsta prima oară. Copilul trăiește conform principiului plăcerii, eu aș spune că noi toți trăim, și a deveni adult înseamnă să trăiești conform principiului realității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că descoperim foarte repede, ca bebeluș, nu? Ceea ce ne face bine, că este tactil, că este sub orice formă. Ținem cu toții minte când am oferit prima bucățică de ceva bun, de ceva dulce copilului și cât de tare i-a plăcut și cum imediat a întins mânuțele că mai vrea și mai vrea și mai vrea. Sub acest imperiu al plăcerii trăim cu toții și cu toții încercăm în viața noastră de zi cu zi să ne satisfacem cât mai mult plăcerile, iar a ni le frustra devine neplăcut dacă părinții noștri nu au avut capacitatea să ni le frustreze la timp. Și aici ajungem în zona limitelor, a pune, a nu pune limite, când să punem limite și așa mai departe. E o întreagă poveste aici, pentru că odată ce nu am primit limite sănătoase de la părinții noștri, ele vor fi foarte greu acceptate de noi mai târziu și le putem perpetua frustrarea în toate zonele vieții noastre doar pentru că nu am fost frustrați într-un spațiu optim. Așa încât dorința generică devine o necesitate și o vrem împlinită în toate ariile vieții noastre, ceea ce desigur nu se poate. Și este mare dătătoare de problematici, atât în cuplu, cât și în relația cu copiii, cât și în toate zonele noastre. Doru, te văd pe bloc start, te rog frumos. Da, sigur. Îmi cer scuze. Părerile mele despre Freud mai pot aștepta. Sunt convinsă că Freud nu s-a supărat pe tine. Sper. Cred că mai este o chestiune pe care poate că ar fi bine să o lămurești, Ioana, în privința limitelor. De obicei cam așa vedem lucrurile, nu? Punem o limită copilului atunci când îi interzicem să facă ceva. Aceea este o limită externă. Însă tu mai vorbești în cartea ta despre o altă perspectivă a limitelor, aceea
diferențierii, practic. A avea o limită și o demarcație și o diferențiere între sine și celălalt. Și poate că este o zonă în care mamele au de foarte multe ori probleme, nu se mai pot separa sau nu mai pot lăsa spațiu psihic copilului pentru, știu și eu, creștere, diferențiere, separare. Acolo este vorba tot despre limite. Și de asemenea, tot despre limite, este vorba acolo unde tatăl are nevoie să aibă o capacitate de a pune o limită între mamă și copil, de a interveni în mijlocul acestui cuplu la un moment dat, între mamă și copil, și a trece cumva, a face trecerea de la dinamica aceasta în doi la o dinamică în trei. Și cred că acolo vorbim de asemenea tot despre limite și poate n-ar fi rău să clarifici sau să detaliezi un pic și zona sau această altă accepțiune a limitei. Dar o să-l rog pe Doru înainte să... Da. Nu, chiar n-am nimic cu Freud, nu știu de unde ți-a venit ideea asta. Poate un pic... Hai să spunem, poate că un pic sunt ciudos că n-a urmat vocația lui inițială, care a fost biologia. Freud a fost, o pornise bine pe calea asta a cercetării biologiei, exact. Oprit în inconștient. Și s-a oprit în inconștient, da, a fost un gest inconștient, ca să spunem așa. Un act ratat. Da, eu nu voiam decât să completez puțin ideea ta cu necesitatea de a frustra, hai să spunem, optim, tendința noastră spre a obține plăcere, și să remarc cumva că asta e una din problemele lumii noastre, pentru că trăim într-o... E una din problemele lumii noastre, pentru că trăim într-o lume în care accesul la plăcere a devenit mult mai simplu decât a fost vreodată. În schimb, există multe moduri în care poți eluda frustrarea sau responsabilitățile. Și unele dintre ele sunt chiar radicale. Gândiți-vă că un copil sau un adolescent care, de exemplu, se izolează într-un univers virtual, face exact asta. Găsește o cale de a obține acces la plăcere într-un mod care e la îndemână, e foarte ușor de creat, în același timp eludând, ca să zic așa, provocările realității. Nu sunt vreun ludit, nu sunt vreun tehnofob. Eu însumi m-am jucat o serie de chestii și când eram student, și acum aș mai face-o dacă aș avea mai mult timp. Și cred că lumile virtuale au un potențial inclusiv educativ enorm. Dar asta e o altă discuție. Pe de altă parte, în momentul în care dai chestionare, de exemplu, la începutul unui an școlar, și ai frecvent elevi care petrec între 8 și 12 ore pe zi activi în rețele, nu vorbesc de timpul de conectare, vorbesc de timpul în care ești efectiv activ. Chestia asta are și un nume, se numește migrație digitală. Mai pe românește, oamenii ăștia s-au mutat într-o altă lume, care funcționează masiv în baza principiului plăcerii, pentru că inclusiv arhitectura digitală a Instagramului sau a TikTokului sau unui alt tip de rețea e gândită în așa fel încât să producă plăcere în doze mici și adictiv, exact. Și eu pot să constat, din păcate, de foarte multe ori că asta se reflectă în disponibilitatea tot mai scăzută la efort susținut. Cu alte cuvinte, la acea schemă care îți permite să înghiți o anumită cantitate de frustrare de dragul unei plăceri amânate. Eu îmi place să mă văd mai ales ca pe un ins a cărui, nu știu, principală competență este de a defini corect probleme. Nu știu dacă am eu soluțiile la chestiunea asta, dar știu că una dintre vibrațiile cărții și unul dintre filoanele cărții este și acesta. Tu atragi atenția că există un potențial distopic aproape în
modurile astea facile de locuire ale virtualului. Și răspund întâi la întrebarea despre cum strică tatăl armonia dintre mamă și copil și după aia poți reveni la problema. Bine, bănuiesc că Roxana făcea referire la teoria lui Winnicott, care chiar e un psihanalist încântător, după părerea mea, și foarte interesant. Păi tocmai asta este psihanaliza astăzi, Freud, niște, Doru, niște cum Freud, ci post-freudienii care au venit cu niște lucruri absolut fascinante. Da, întorcându-ne la limite, iarăși, și eu trebuie să mă întorc la prima perioadă de viață, atunci când este necesar ca mama cu copilul să trăiască într-o unitate simbiotică, într-o fuziune dincolo de realitate, îmi vine să spun. Mama este necesar să aibă o înaltă adecvare la copilul ei, să-l simtă, să-l, cum spuneam, să-l trăiască, să-l gândească, să-l... și așa mai departe. Deci această perioadă este necesară. Tatăl, dacă este în mediu, dacă nu, nu știu, bunicul, bunica, cineva trebuie să fie în mediu. Un tată mai contează. Așa. Ce face tatăl? Fără să facă nimic în mod conștient, pentru că a citit el cine știe ce cărți și știe teorie. Sunt mișcări naturale la toate persoanele structurate psihologic, în mod sănătos și care funcționează echilibrat. Tatăl, săracul, are răbdare 2-3 luni, 4 luni, tolerează relația fuzională a mamei cu copilul lor. În virtutea acestui lucru o și tolerează, dar la un moment dat, pentru că vede că în perioada aceasta a cuplului mamă-copil e impenetrabil acest cuplu, nu? Se cam satură la un moment dat și spune: măi, nevastă, dar mai îmi faci și mie o mâncare? Mai îngătești și mie ceva? Mai îmi, nu știu, calci și mie o cămașă, o pereche de pantaloni? Și parcă nevasta se trezește așa ca dintr-un vis și își spune: aoleu, stai așa că mai e și bărbatul ăsta pe aici. Și e cazul să mai văd și de el, să mă mai întorc și la ale mele? Deci, de fapt, ce face tatăl? Vine și cu această cerere către nevasta lui de a redeveni și nevasta lui în timp ce rămâne mama copilului, vine și rupe această diadă, acest cuplu mamă-copil, și este modul în care el își face loc între mamă și copil. Prin urmare, cuplul acesta, mamă-bebeluș, care trăia așa într-un norișor, minte la minte și corp la corp, într-un mod foarte sănătos pentru 2-3 luni de zile, mama este în primul rând mama, nu, readusă în realitate. Tatăl însuși, prin intervenția lui, este realitatea și odată cu realitatea și timpul, nu? Și nu doar simbolic, el introduce prin această intervenție a lui copilul în realitate și realitatea în copil. Și astfel, mama desprinzându-se din diadă, deci ce face tata? Pune limită, da? Între mintea copilului și mintea mamei. Mama, desprinzându-se de copil, începe din nou să funcționeze și ca nevastă, nu doar ca o mamă, începe să-și vadă de treburile casei, începe să mai vadă și de ea, în timp ce, bineînțeles, atenția ei rămâne îndreptată către copil, iar copilul resimte această îndepărtare a mamei de lângă el, ca distanță, ca timp, ca... Și de unde la început își resimțea mama în această etapă simbiotică drept o ca o prelungire a corpului ei, el neavând conștiința existenței lui pe această lume, dar având conștiința că este, pur și simplu este atât, nu? Că are un corp care simte. Ei bine, prin această rupere, această punere de limită între mamă și copil de către tată, intervenind
timpul, mama întârzie, câte puțin poate l-ai satisface, nu știu, o nevoie copilului și copilul începe să-și dea seama prin repetabilitatea acestor lucruri că mama totuși nu este o prelungire a corpului lui. Și cam asta face tata, că vorbeam, Roxana, despre limite, nu dincolo de, cum spuneam, a mama, care o mamă sănătoasă, va avea ea însăși funcțională limita între mintea ei și mintea copilului. O mamă mai puțin sănătoasă va resimți mintea copilului ca fiind a ei și există astfel de cazuri. Am avut un astfel de pacient, client, care la aproape 20 de ani, având o mamă foarte adezivă, foarte, care anticipa orice gând, orice mișcare, orice dorință și care până să enunțe copilul ceva, făcea absolut totul în locul lui. Și m-am întâlnit cu acest tânăr de 20 de ani care nu avea niciun fel de capacitate motorie, mergea, dar nu știa să lege șireturi, nu enunța absolut nimic. Din dialogul privirilor dintre mamă, pe care l-am văzut sub ochii mei, și copil, de câte ori îi puneam băiatului o întrebare, copil, avea 20 de ani, o întrebare, el înțelegea ce întreb și își privea mama, acela era răspunsul. Privindu-și mama, mama privindu-l, mama îmi dădea răspunsul. Aceste două minți nu erau separate. Băiatul pur și simplu nu avea conștiința faptului că deține o minte a lui pe care o poate folosi. 6 ani ne-au trebuit, cu 3 ședințe pe săptămână, să putem separa că nu fac nimic singură, dacă n-am cu cine lucra, nu se poate face nimic. Și am lucrat amândoi și am reușit în cele din urmă să separăm aceste minți. Și pentru mine a fost, am urcat pe Everest. Nu credeam că pot ajuta într-un astfel de caz, care din fericire a fost recuperabil. Doru, tu spuneai de virtual și cum s-au mutat copiii în virtual, da, pentru că virtualul înseamnă plăcere reînnoită și reînnoibilă la infinit. Iar atunci când te muți în altă lume, începi să pierzi relația corectă cu lumea din jur, fără să-ți dai seama, începi să denaturezi, să confunzi. Seamănă puțin el așa cu simptomele psihotice. Psihoticul decompensat, că nimeni nu e decompensat toată viața, nu? Se reintră în echilibru cu ajutorul tratamentelor a psihiatrilor, dar caracteristica psihoticului este că nu face diferența între realitatea internă, realitatea minții lui, și realitatea externă. Și le tratează ca și cum ar fi unul și același lucru, similare, și de aceea și are impresia că îi se pot citi gândurile. Nu spun că cine stă atât de mult în virtual sigur va deveni psihotic, dar tendința de a sta acolo este atât de mare încât și apar în cabinet cazuri cu caracteristici pe care nu le găsim în literatura de specialitate, pentru că unele arată ca și cum ar fi, nu știu, niște psihoze, fără să fie cu adevărat niște psihoze. Iar asta este patologia, noua patologie a internetului, care urmează și ea într-o zi să fie prinsă mult mai acurat în probabil niște etichete nosografice. Nu știu ce timp avem, mă gândesc să nu se facă un picuț mai... Da. Ar fi o idee, nu? Să... Câte? Cu atât mai mult, poate sunt întrebări din sală, mă gândesc. Prima întrebare e mereu greu de pus. Putem începe cu a doua, dacă...
Este cineva acolo care vrea să adreseze o întrebare? Okay. Irina, mă numesc. Vă mulțumesc pentru pledoarie. Ați fost minunați toți trei. V-aș întreba, pentru că spunea Roxana la început că prezența copilului la cabinet este un simptom al părintelui. Cum ați explica din această perspectivă problematica copilului cu ADHD? Vă mulțumesc pentru întrebare. Mă aduceți într-o zonă care mă face, să spun așa, destul de furioasă. Nu contest acest diagnostic, sigur că există. Ce mă face furioasă este însă faptul că mi se pare că este tratat cu destulă ușurință. Mi se pare că se supradiagnostichează mult prea ușor cu așa ceva. Eu îl văd ca pe o problematică foarte serioasă, care constă în ceva un pic mai mult decât enunță, un deficit de atenție. Nu pare a fi mare lucru, da? Un deficit se recuperează până la urmă. O hiperactivitate poate că se educă într-un fel sau altul, dar nu despre acest înțeles este vorba atunci când se pune un diagnostic de ADHD. Clinic vorbind, este un diagnostic greu. Istoria lui este fundamental, s-a redenumit, de fapt, psihoza maniaco-depresivă, bipolaritatea, deci o formă de psihoză care, așa, în istoria de ani de zile a acestui termen, a devenit un soi de banal ADHD. Eu vreau să cred că psihiatrul, nu, pentru că el este cel care pune diagnosticul. Atunci când pune diagnosticul de ADHD, știe că în spatele lui este o redenumire a unei forme de psihoze. Ce mă înfurie, cum spuneam, este faptul că, fiind supradiagnosticat, tratamentul este cel antipsihotic. Or, să diagnostichez un copil foarte mic, 2-3-4 ani, cu o psihoză, mi se pare în primul rând lipsit de profesionalism, iar al trece pe un astfel de tratament, mi se pare o crimă simbolică atunci când nu este vorba despre așa ceva. Deci asta e părerea mea. Pot să am și eu o intervenție, sigur nu de specialist, dar de om care a întâlnit de-a lungul timpului cazuri de ADHD. Din câte știu eu și să mă contrazic, Ana, dacă mă înșel, în ultima variantă a DSM-ului se recomandă nediagnosticarea înainte de vârsta de 12 ani. Deci când vorbim de 3 ani, au fost 10 ani în DSM-ul precedent, acum se recomandă chiar 12. Deci nici vorbă de a putea să diagnostichezi la 2-3 ani de HD. Și eu cred că e... Da, dar nu, cel puțin din ce știu eu, n-ar trebui să se întâmple așa ceva, pentru că foarte multe din simptomele din tabloul clinic al ADHD-ului sunt manifestări normale la 2-3 ani. Da? Există, din păcate, așa cum există o supradiagnosticare la vârste mici, există o subdiagnosticare la anumite forme de deficit de atenție, în special la cele care nu sunt însoțite de hiperactivitate. Pentru că hiperactivitatea sare în ochi, n-ai cum să ratezi hiperactivul. În schimb, copilul cu deficit marcat de atenție, care nu e hiperactiv, se transformă și care are o prevalență mai mare la fete decât la băieți, ca varianta fără hiperactivitate, se transformă în copilul ăla liniștit, pe care toată lumea îl crede mai puțin tel la minte pentru că are rezultate slabe, și descoperă accidental că are 135 IQ.
Și apare problema, ok, unde era de fapt problema? Problema era că atenția despre care spun psihocognitiviștii, specialiștii în educație, spun că este first pillar of learning, este primul pilon al învățării și al formării, atenția nu e. Și dacă atenția nu e, e un soi de preș tras. Ce pot eu să spun din experiența mea e că problema pare tratată amatoristic de foarte multe ori, inclusiv la nivelul specialiștilor. Din păcate, în școli foarte puțin se știe despre cum ar trebui lucrat cu neurodivergenți, că vorbim de ADHD, că vorbim de Asperger, că vorbim de alte tipuri de afecțiuni de tipul ăsta, pentru că multe sunt contraintuitive. Da? De exemplu, copilului fără ADHD, să zicem, indicația primară e să-i facilitezi cât mai multe experiențe, să-l îmbogățești. Bă, la ADHD indicația este exact invers, pentru că îi creezi o povară cognitivă teribilă și atunci trebuie să fii foarte selectiv în lucrurile la care le expui. Ar fi mult de discutat, e o problemă foarte interesantă și din punctul meu de vedere de profesor o rană vie a sistemului de educație, din păcate. Păi, trebuie să închidem. Vă mulțumesc tare mult că ați fost prezenți în seara asta și nu în cele din urmă vreau să mulțumesc din nou editurii Humanitas că a făcut posibilă apariția acestei cărți, dar și întregii echipe care a stat în spate, fie că a fost vorba despre lucrul la carte propriu zis, redactare și așa mai departe, fie că este vorba despre oamenii care stau în spatele acestor evenimente, care par ce mare lucru ne adunăm aici, dar o întreagă echipă este acolo de oameni necunoscuți și care fac treabă foarte bună și pe care nimeni nu-i pomenește niciodată. Iar eu vreau să le mulțumesc. La revedere!